plecam dimineața la 5 de acasă, ele dormeau. Și veneam câteodată seara la 9-10, poate intram în casă, că având firma, trăgeam foarte mult, munceam foarte mult. Și practic îmi lăsam copiii dormind și când veneam acasă îi găseam dormind. Eu îi vedeam pe ei, îi pupam, dar ei nu mă vedeau, poate 3-4 zile consecutive, știți? Și a trebuit să ne gândim foarte bine, să alegem. Alegem poate satisfacția financiară mai mare sau să alegem familie și viața, că până la urmă o viață avem. Și am ales. Am ales întoarcerea acasă și petrecerea cu copiii foarte mult timp. Îmi spuneai, Maria, că în afară de dorința de a vă crește copiii acasă, v-a mai adus ceva înapoi. Ați văzut ce locuri superbe, ce peisaj avem. Cu cel puțin 2 ani înainte, investisem în România, adică nu am venit din Suedia și am luat-o chiar de la zero în România. Aveam prima plantație de nuci, deja erau puși. Fratele meu, pe calea asta și mulțumesc că el s-a ocupat de absolut tot în România, cât am fost eu acolo. Ne cumpărasem și 20 de junici care acum au devenit mari. Oarecum să zic, ne pregăteam, dar am mai fi stat un pic, poate mai erau niște detalii de pus la punct, știți? Mă refer la partea financiară. Am venit totuși acasă, nucii sunt mici, nu produc, animăluțele și ele au timp de creștere, trebuie să crească, se mulțească, nici ele nu prea produc. Mai avem un magazinel în curte de familie și cam asta e ce avem. Am mai fi vrut un pic, să zicem, să stăm, dar faptul că a venit și pandemia poate a fost și... A grăbit reîntoarcerea. Să spunem așa, dar nu cu mult. Tot vreun an, poate maxim doi, am mai fi stat. Ne gândeam, fetița noastră creștea, Eliza, și știți, cu siguranță nu o dădeam la școală acolo. Adică din clasa 1. Poate grădinița toată și-o făcea acolo. De ce nu ați fi dat-o acolo la școală? Păi cred că odată ce intra în sistemul suedez, era un pic mai dificil să plecăm, pentru că ei sunt foarte stricți în ceea ce privește școala, copiii, educația, totul. Și ne gândeam că o să fie și mai dificil să se adapteze acasă. Trebuia să aprofundeze limba suedeză foarte bine. Și uita limba și română. Poate uita... Da, să știți treaba asta, ne-am gândit și le luam în calcul pe toate. Aveam seri când stăteam de vorbă și noi câte o oră, două și ne gândeam deja, o ții un an, doi, zic, trebuie să mergi în România, să începi cu copilul, să-l înveți limba română, apoi să-l duci la școală, poate pierde chiar cel puțin un an, dar îl pierde. Și a trebuit să găsim soluția cea mai bună. Pentru a-ți găsi liniștea și pacea, poate ar trebui să mai renunțăm un pic și la partea financiară. Adică să... Să ne ocupăm mai mult de suflet. Da, da, cu siguranță. Pentru că știți cum e, oricât de mult ai câștigat, cred că nu o să fii mulțumit că gata, mi-am făcut destui bani. De ce faci mai mulți? O să vrei să ai mai mulți, o să vrei să te extinzi mai mult. Cred că copiii și familia și sufletul, dacă ai grijă de suflet și îți gătești liniștea, e mai important. Și a găsit sufletul vostru liniștea aici? Să știți că da. Cu siguranță.